Ești foarte nehotărât astăzi? Da. Păi știi de ce, nu? Nu. Pentru că nehotărârea, doamnelor și domnilor, le va crea probleme gemenilor. În schimb, lei nu vor avea nicio bătaie de cap, le va merge din plin. Andreea Joița este pregătită cu horoscopul. Bună dimineața și bine v-am găsit! Nativii din Zodia Berbec sunt zâmbitori și vor vedea partea plină a paharului și în situațiile mai neplăcute de astăzi. Taurii sunt plini de inspirație la capitolul distracție, tocmai de aceea compania lor va fi la mare căutare. Gemenii sunt nehotărâți, iar asta îi va ține în loc. Mai bine ar pune piciorul în prag și ar face lumină în situațiile complicate din familie. Racii vor avea parte de situații tensionate și cu greu își vor putea stăpâni pornirile impulsive. Lei vor avea o zi plină de reușite, nimic nu va sta în calea materializării planurilor lor. Fecioarele riscă să-și compromită relațiile sociale, sunt apatice, tăcute și fără chef de acțiune. Balanțele își vor dedica ziua celor dragi și vor încerca să mulțumească pe toată lumea. Scorpionii ar face bine să fie prudenți în luarea deciziilor de astăzi în mediul familial și să cântărească bine lucrurile. Și săgetătorilor le merge de minune pe toate planurile, de aici și buna dispoziție și cheful de distracție. Capricornii vor întâlni persoane importante pentru viitorul lor, așa că ar trebui să se pună cât mai mult în valoare. Vărsătorii sunt în mare formă, se vor implica în activități casnice, de pe urma cărora se vor alege numai cu satisfacții. Peștii se vor bucura de o zi liniștită, fără evenimente care să îi solicite. Acestea au fost predicțiile astrale, să aveți o zi minunată!